În numele Domnului nostru Iisus Hristos, deschidem serviciul divin în această seară cu cântarea numărul 320. Ne-ai călăuzit, ne-ai purtat de grijă. Te rog, Doamne, să ne binecuvântezi cu prezența Ta în mijlocul nostru și în această oară, după ca Duhul Tău cel Sfânt să fie revărsat asupra noastră. Te rog, să binecuvântezi și servul care ales să împartă cuvântul noi, adică cuvântul Tău, și fă ca cuvintele Tale să poată pătrundă în noi și noi să putem să le trăim viețile noastre de fiecare zi. Te rog, Doamne, să ai milă de fiecare recopila al Tău, să găsește pe cei care l-au putut să ia parte în acest loc sfânt, să-i binecuvintezi și pe ei acolo, pe sunt, să ai milă de ei, să le poți de grijă, trebuie să rămâi în continuare cu noi și să ne ajuți că putem să ne pregătim cu toții pentru revenirea Ta. Auște, Doamne, ca când vei Tu pe nori celui, să puteți să fim gata și să poți să ne la Tine și acolo întotdeauna să aducem Ție slavă și închinare, Ție, Tată și Domnul nostru Iisus Hristos și Duhului Tău cel Sfânt de acum și în veșnicie. Amin.
Fratele Ticălsică, să mai cânte vreo cântare, două, dacă dorește cineva o cântare. O sută nouă, da? 119. Mă simt deosebit de onorat ca să am această posibilitate, ca să împărtășim împreună din Cuvântul lui Dumnezeu. Am una din surorile mele care nu mai este. La un moment dat era despărțită de soțul ei și o întreb: tu, Mariană, te mai împaci cu soțul tău? Zice: măi, după minte nu m-aș împăca. Mintea judecă, dar după suflet,
după inimă, m-aș împăca. S-o împăca după inimă, păi nu a ajuns bine, că tot de rău a mers. Așa și eu, în prima dată m-am gândit să fac o predică cu mintea, știți că după mintea se cotește, să fac așa, fac așa. Dar uneori trebuie să judești cu inima, că inima face pentru tine în primul rând. Dacă faci o predică pentru altul, nu e bine. Și în căutările mele am găsit un subiect care se potrivește bine în primul rând pentru sufletul meu. Vedeți, noastră, dragii mei, noi în timp ce citim Scriptura, mai ales la început când am citit Scriptura, poate și acum, sunt multe lucruri pe care nu le înțelegi, nu le înțelegem. Sau, în dreptul meu, nu le-am înțeles. Dar le primim. Pentru că dacă Dumnezeu spune ceva, primește acel lucru, fără ca să mai judeci de ce Dumnezeu a spus așa sau așa. Noi, neavând capacitatea ca să punem la îndoială judecata lui Dumnezeu. Apoi, de-a lungul timpului, citind Scriptura sau Spiritul Profetic, aproape cele mai multe lucruri pe care nu le-am înțeles, Dumnezeu ți le descoperă, nu le lasă fără ca să Dumnezeu să explice de ce l-a avut anumite acțiuni de-a lungul istoriei. De exemplu, când am citit când David a numărat, făcut numărătoarea poporului și spune, alege trei variante și spune că, Doamne, aleg să cad pe mâna Ta, pentru că decât să cad pe mâna altuia, Tu ești îndurător și plin de îndurare. Și a murit câte? O 75.000 sau cât? O 70.000 de oameni. Și niciodată n-am putut înțelege de ce au murit acei oameni pentru că David o număra poporul. Poate să-mi spună cineva de ce au murit acei oameni? Că m-am gândit oameni nevinovați. Fără ca să caut vreodată acel lucru, citind cuvântul inspirat, dar în mărturii am găsit undeva, spune că toți acei oameni care au murit, au murit numai acei oameni care s-au răsculat împotriva lui David în timpul cu Absalom. Pentru că după ce s-au răsculat, David nu i-a pedepsit. Dar i-a pedepsit Dumnezeu cu acea ocazie. Și atunci am înțeles de ce au murit acei oameni nevinovați în ghilimele. Au fost vinovați pentru că au făcut altceva, alte lucruri. Apoi, știm, poporul Israel a trecut Iordanul. Și spune așa, nimiciți, prima cetate a fost Ierihonul. Și spune, Ierihonul să fie nimicit în totalitate. Hai ca să înțeleg să fie omorât bărbați de război. Apoi erau omorât bătrânii, femeile. Au fost cazuri când fecioarele erau cruțate. Dar și fetele fecioare erau omorâte. Chiar și copiii. Păi, și copiii să fie omorât, poate era idolatria în ei. Dar inclusiv animalele. Dar nu animalele, și casele, cetatea. Totul urma să fie ras de pe pământ. Și mult timp n-am înțeles, chiar și până acum de curând, n-am înțeles de ce cetățile care erau dincolo de Iordan trebuia să fie nimicite în totalitate. Deci, noastră, Dumnezeu le poruncește poporului Israel, spune, voi când treceți dincolo de Iordan, să nu aveți nicio legătură cu popoarele idolatre. Bine, dacă nu ai nicio treabă cu popoarele idolatri, atunci cum mai duci Evanghelia? Era simplu, nu mai duci. Dacă nu poți să ai legături cu ei, nu mai duci. La un moment dat, știm și noi, unul din care a fost pastor în biserică, chiar la Celănai, era unul din tineri la Brașov sau unde era, a mers în discotecă și îl vede pe pastor în discotecă. Păi am mers ca să duc acasă cu cineva să vorbesc despre cuvântul Domnului în discotecă. Păi măi, nu mergi să vorbești despre cuvântul Domnului în discotecă. Măi, sunt locuri în care tu, ca și creștin, n-ai ce merge. Deci Evanghelia se duce în cu totul alte locuri. La fel era cetatea Ierihonului, spune că era un centrul al idolatriei și toate locurile care erau făcute în cetate, dumbrăvile, în piețe, templele lor, altarele lor, erau de făcute atât de extravagant și atât de frumos, încât dacă le vedeai, toate simțurile tale erau corupte și erai
foarte aproape ca să renunți la închinarea adevăratului Dumnezeu și ca să te închini la idoli. Și acesta era motivul, dragii mei, pentru care cetățile de dincolo de Iordan trebuia să fie nimicite în totalitate. Ca poporul nici să nu vadă cum se închinau acei oameni. La un moment dat, cine a mers? Iacov, fetele lui Iacov, nu? Fata lui Iacov. O mers să vadă popoare, să vadă ce fac cei din Sihem. Acolo văd distracție, nu știu ce, și au fost gata cu ea. Deci aceea spune că poporul Israel n-avea voie ca să mestece popoarele din jur. Dar noi putem spune, păi ce are asta face cu noi? Aia a fost atunci și asta este acum. Măi, gândindu-mă mai bine, eu vin din afara bisericii, știți și noastră, lucrurile sunt nu asemănătoare, sunt mult, mult mai puternice și astăzi. Știu că când m-am botezat, a venit corul din Nazna, a venit în căpuș și când a venit maica mea acasă, face, măi, trebuie să mergi acolo la biserică, să vezi cât de frumoase sunt îmbrăcate fetele pocăite. Îmbrăcămintea lor, fustă lungă, aveau acele haine cu mohair, dacă stință, cele cu dungi, și cele mai erau roz, verde, dar aveau îmbrăcăminte frumoasă, plăcută, încă nu puteai să nu fii impresionat. Dar să potrivi ca prin meseria mea, să mă duc la o întâlnire cu constructorii din Târgu Mureș. Și apoi când vezi cum vin fetele dintre neamuri, în rochii de seară, a noastre sunt plăcute când vii din afară și le vezi și vezi simplitatea și frumusețea. Dar diavolul o pregăte cealaltă. Când vezi pe celelalte care sunt mai mult îmbrăcate, dezbrăcate, te provoacă. De aceea, nu ai ce căuta în astfel de lucruri, pentru că toate lucrurile care sunt făcute ca să te provoace, dragii mei. Eram o dată, ascultam o discuție între cineva, între unul care era proprietar de cazinou și un design. Și făceau planul cum să facă acel spațiu. Și face, măi, trebuie să fie cu vopselele la pereți. Erau într-o strălucitoare. Erau niște lumini ascunse, lumini plăcute. În băi, se punea cea mai scumpă faianță. Ghiuvetele, cele mai scumpe. Robineții, din aceea cu senzori. Mocheta, așa mocheta era pusă pe jos, că în momentul în care călcai, încă te simțeai cum pantoful merge, se lasă. Fotolile, niște fotolii scumpe ce aduceau, scaunile, aparatele și așa. Deci totul era cel mai scump. Spune, așa trebuie să facem, că atunci când intră omul aici, omul să intre în tranșă, să nu mai plece de aici, să-și lase banii aici. Și așa erau dragii mei făcute. Deci toate lucrurile care sunt, și apoi mergi într-o biserică, încă la noi cum e? Dacă te pui între bănci, te doare genunchiul. Păi când mergi acolo și te pui cu piciorul numai, în cazinou, te lasă piciorul. Și a fost, dragii mei, când a fost ca situație când am reparat, ca și constructor, anumite locuri de acolo. Și când am mers acolo, am văzut constructori, oameni care aveau firmă și își băgau banii acolo. De ce? Deci diavolul, dragii mei, dar noi, ca și creștini, nu avem ce căuta în locuri din acelea încât să scorupă toate simțurile. Deci trebuie să stai departe. Era, ce am citit, o întâmplare și au fost doi prieteni, un băiat și o fată, dar fata s-a măritat cu un alt băiat, a ajuns în vârstă, fiecare a avut copii, celălalt care a pierdut fata s-a întâmplat că a avut un bar. Celălalt mai merea și își bea banii, câștiga salarul, și merea și își bea banii în bar. Și când făcea un ban, îl bea acolo. Le scotea patronul, scotea terminat, că îl punea acolo jos, cădea în fața barului și îi spunea nevestei lui, face, lasă, vină, face că noi mâncăm miezul și soției și copilor să-i ducă în macojele. Dar omul a auzit. Așa de mare influență a avut asupra lui, când s-au gândit, măi, ăsta au râs de mine că eu familiei mele îi duc doar cojele. Și acel om spune că nu mai călcat în bar. Și trece un timp și spune, hei, John, nu mai fost pe la noi. Face, nu mai duc, pentru că am de gând ca să duc nevestei mele nucile cu tot cu miez. Și atunci au înțeles
acel om, ceea ce a spus el, că acel om, chiar dacă era beat, a auzit. Nu-i trist, dragii mei, să muncești, să știi că ai 1000 de lei în buzunar, să ai 10.000 de lei, să-i muncești cu trudă. Și tu să mergi să duci, să-ți bagi banii în bar sau în astfel de jocuri. Nu-i pierdere. Luați o nucă, am două fetițe, așa, aseară, la 2-3, steam și citeam ceva, mă uitam la fetițele mele și mă uitam, măi, să iau o nucă, să o sparg, să-i dau la copilele mele să mănânce cojele, să duc în altă parte miezul. Păi cum poți face așa ceva când ai copii care-i sânge din sângele tău, carne din carnea ta, să le dai să mânce cojile? Nu, e trist. Dar nu numai faptul că ai o răspundere față de copiii tăi, dar tu ca și om, mai mult decât o răspundere pe care o ai față de copiii tăi, o ai înaintea lui Dumnezeu, în ceea ce privește. Pentru că atunci când ai un ban, nu este ban pe care îi al tău, ci este ban care l-ai prin binecuvântarea lui Dumnezeu și tu ai o răspundere înaintea lui. Spune că oamenii din cetatea Ierihonului erau oameni extrem de bogați. Dar binecuvântările pe care Dumnezeu le dase, ei se îmbogățesc pentru că Dumnezeu le-a binecuvântat, el le-a pus pe seama zeilor lor. Ei spune că aur și argintul erau din abundență în cetatea Ierihonului. Dar el spune că viața lor era o viață de desfrâu, o viață... erau stricați, erau corupți și ei sfidau pe Dumnezeu pe față. Spune că erau exact ca oamenii din timpul lui Sodoma și Gomora. Cum mă sună prietenul meu și spune că, păi mă, de ce au pierit Sodoma și Gomora? Noi știm de ce au pierit și oamenii dinainte de potop, pentru că iubirea între ei era fără limite, fără ca să mai ține cont de binecuvântările și relația pe care Dumnezeu a pus-o între oameni, cu bun simț și frumos. Spune că judecățile lui Dumnezeu urma să cadă asupra cetății, pentru că timpul de har pentru ei se încheiase. Dar spune că cetatea Ierihonului era o cetate atât de puternică, încât, din punct de vedere omenesc, era imposibil de cucerit. Dar spune că cu acea ocazie, însuși comandantul cerului, spune că a coborât împreună cu îngerii săi și spune că îngerii Domnului au pus mâna pe ziduri și ei au răsturnat cetatea. Lucrul acesta l-am aflat abia zilele astea. Că da, a căzut cetatea. Cum a căzut? Spune că îngerii Domnului au împins zidurile. Cât de frumos e, dragii mei, când mergi în luptă sau unde mergi, dacă vezi că îngerii lui Dumnezeu pun mâna pentru tine. Cum citeam o experiență la o femeie, era de biserică, care a dus-o greu și era săracă și spune Domnul către înger, spune, să-i dăm bani. Și spune că Dumnezeu așa a condus lucrurile încât femeia a început să îmbogățească. Dragii mei, bogăția, biruința în luptă, orice lucru pe pământul acesta, totul depinde de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vede de cuvință ca să ai un lucru și viața, dacă vede cuvință ca să mai trăiești, trăiești, dacă nu, mori. Așa câteodată am așa o tusă uscată și zic la un prieten, bă, cred că nu mai am mult și mor, știi? Au început să râdă. Da, uneori mă gândesc, bă, tușesc, mă duc la medic, deci mai duc câteodată, face o rază, măi, ai cancer la plămâni, te-ai dus repede. Știi cum e viața, azi ești, mâine nu ești. Dar toate lucrurile astea, și uneori, psihic, mă pregătesc că oricând pot să mor. Și fa nevastă mea când îi spun la soției mele, ea mă ceartă că vorbesc prostii. Dar fiecare dintre noi, dragii mei, trebuie să fim pregătiți că oricând putem să murim. Important e, dar am mulțumirea că am copii și spui, măi, chiar dacă eu mor, voi trăi prin copiii mei. Deci aș prefera să mai trăiesc, să-i văd crescând. Spune că Domnul dăduse ordin ca cetatea să fie nimicită și blestemată. Spune că după ce cetatea a fost nimicită, Iosua ce a spus? Nimeni să nu zidească cetatea, dar cel care o va zidi, cu viața primului său născut să-i pui temeliile și cu viața celui mai tânăr copil al său să-i pună porțile. Și așa a fost, dragii mei. Omul care a zidit cetatea, într-adevăr, când i-a pus temelia aia, a murit primul copil
și când i-a pus porțile, i-a murit cel mai tânăr din copii. Cuvântul Domnului a spus: feriți-vă de ce este dat spre nimicire, că dacă veți lua din lucrurile date spre nimicire, veți face ca tabăra Domnului să fie nimicită. Și cine va zice tatea, cu prețul întâi născut va pune temelia și cu prețul lui celui întâi va pune porțile. Din cetate, doar Rahav, curva Rahav, spune că ea a fost scăpată, ea cu familia ei, cu frații ei, cu părinții ei, se spune cu toți cei care au fost în casă cu ea, toți au fost salvați pentru că au protejat pe solii Domnului. Deci așa frumos sună, spune că frații ei, surorile ei, părinții ei și toți cei care au fost cu ea. Aici este Evanghelia. Să crezi pe o curvă, spune că ea, probabil că au venit frații ei, dar să vie și alții cu ea, ca să spui că, măi, haideți pentru că cetatea va fi nimicită. Nu e ușor. Când vezi așa o cetate puternică, cu ziduri groase, să vezi un popor în afară și să știi că ei va răsturna cetatea, nu este ușor să o crezi. Dar credibilitatea pe care a câștigat-o acea femeie e mare, cum spune că toți acei oameni care au fost cu ea au fost salvați. Dumnezeu era interesat ca Ierihonul să fie pe deplin distrus, ca poporul să nu vadă ceea ce era în cetate. Spune, când a căzut cetatea, a căzut totul, ca poporul să nu vadă, ca văzând acele lucruri, ei să fie atrași și apoi să părăsească închinarea de la viul Dumnezeu. Știm mai târziu, pentru că tocmai de ceea ce se fereau poporul Israel, când a trecut dincolo Iordanul și toate cetățile au fost nimicite, tocmai la acest capitol ei au căzut. Ce a învățat Balaam? Măi, nu, pentru că nu o să puteți să-i învingeți. N-aveți decât să faceți sărbători, să chemați și pe ei, să faceți pace cu ei. Și ei venind la ei, la voi, ei o să cadă singuri și părăsind pe Dumnezeu, Dumnezeu îi va părăsi pe ei. Și, dragii mei, exact la aceasta a căzut poporul Israel. Ei aveau stilul lor de închinare, era o închinare plăcută, liniștită, așa cum a dat-o Dumnezeu. Dar mergând la popoarele țărilor din jur, în care totul era fără limită, era desfrâu, erau dansuri, cântece, jocuri. Asta place omului. Dar tu, ca om ales, nu ai ce să mergi acolo. Pentru mine, cel mai greu lucru care a fost să las, de când am venit în biserică, a fost să las discoteca. Îmi plăcea foarte mult să dansez. După ce, când dansez, ani de zile, și nu era discotecă să nu mă duc, nu e ușor. Și a fost ocazie când m-am dus acolo și erau și din ceilalți, știți? Și mai fratele meu, eu n-am mai mers, dar mergea fratele meu și s-a întâlnit cu alții. Facem, măi, bă, ce cătați aici? Păi am venit și noi să vedem. Știți? E bine că s-a oprit. Dar au fost din tinerii noștri care i-au întâlnit acolo și chiar în satul meu. Da, e bine că au știut să oprească, pentru că acum sunt în biserică, la casele lor. Deci atunci nu erau botezați, dar nu asta e problema. Problema este, dragii mei, că nu e ușor. Deci, dar tu, ca om care ai judecată, n-ai ce căuta acolo. Pentru că așa sunt făcute lucrurile care te ducă la pieire. Dar această poruncă, spune, care a fost dată, porunca solemnă dată de Dumnezeu prin Iosua, ca să nimiciți totul, ca să totul să fie nimicit, să nu luați nimica, a fost călcată de un om. Spune că Acan a luat din lucrurile care a fost date spre nimicire, care a fost, nu era voie să iei, și blestemul lui Dumnezeu spune că a venit asupra lor. Dumnezeu ne ilustrează aici cum privește El păcatul în poporul lui Dumnezeu. Cei care pretind a ține poruncile lui Dumnezeu. Același lucru pe care Dumnezeu l-a pretins de la cei oameni care au văzut minunile Dumnezeu, a văzut felul cum Dumnezeu a scos poporul Israel, același lucru îl cere și de la noi. Și așa cum blestemul lui Dumnezeu a venit asupra poporului Israel, blestemul lui va veni și asupra noastră ca popor, dacă noi nu trăim așa cum trebuie. El ne arată că poporul său, dacă va fi în poporul său, dacă va fi în păcat, ei trebuie să ia toate măsurile pentru a curăți adunarea, pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu azacă asupra la toată întregii biserici.
Spune că cei cu răspundere, dacă nu iau măsuri, mânia lui Dumnezeu va fi și asupra lor. Spune că un singur păcătos atrage întuneric asupra întregii adunări. Și binecuvântările lui Dumnezeu mai poate să fie asupra întregii adunări. Dacă te gândești la asta, e un lucru foarte greu. Ca să spui că un singur păcătos poate ca să aducă întuneric asupra întregii biserici. Deși noi ca oameni, și eu, aș fi înclinat să spui că măi, e problema lui, are timp, are să spuie, dar poate să cadă întunericul asupra întregii comunități și spune că cei cu răspundere sunt vinovați de același păcat ca și acel oameni, acel om. Păi știind asta, niciodată nu mai dorești să fii nici pastor, nici în comitet, să n-ai nimica, nicio treabă cu nimeni, pentru că când știi că păcatul unui om, când știi că este, tu nu faci nimic, ești vinovat de același păcat. Este un lucru foarte greu, dragii mei. Dar spune că adevăratul popor al lui Dumnezeu din toate timpurile, spune că sunt cei care gem și care suspină din cauza păcatelor care se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu. Ezechiel spune că în profetul Ezechiel, în capitolul 9, spune că el a avut o viziune și a văzut în viziune timpul sigilării. Și spune că în timpul sigilării, nu o să mai citesc, dar vă spun, nu e greu, spune că apoi a strigat cu glas tare la urechile mele, apropiați-vă, voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Interesant, știi? Interesant. Citind spirit profetic, uneori ești înclinat să spui, măi, sunt oameni care pun la îndoială inspirația divină a spiritului profetic. Dar, dragii mei, citind spiritul profetic și Scriptura, niciodată nu am găsit nicio neconcordanță între cuvânt și între cuvântul inspirat din Ellen White și Scriptura. Că la un moment dat, hai că să spunem că lucrurile se mai pot potrivi, dar sunt situații în care cuvântul inspirat dă și numere și zic, nu, e curios dacă aici așa este. Și la un moment dat, în cuvântul inspirat spune că am văzut 5 oameni cu armele lor de nimicire și încă unul cu călimara. Și eram curios dacă acel număr spus în spirit profetic este exact ca în Scriptură. Și când citind acest lucru, ai așa o bucurie pentru că aceste experiențe, aceste lucruri pe care le citești, nu fac altceva decât să întărească credința în cuvântul inspirat. Și spune că iată că au venit 6 oameni, nu erau 5. Dar spune, de pe drumul porții de sus, dinspre miază noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in. Deci, în spiritul profetic spune că erau 5 cu arme de nimicire și spune că era încă unul care avea călimară. Deci erau 6. Și aici spune că erau 6 și în mijlocul lor era unul cu călimară. Același număr exact care era în spiritul profetic scrie și aici în Biblie. Cu o călimară în brâu și a venit și s-a așezat lângă altarul de aramă. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. Și Domnul i-a zis, trece prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți i-a zis în uzul meu, treceți după el în cetate și loviți, ochiul vostru să fie fără milă și nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar nu vă atingeți de nici unul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți încă cu locașul meu cel sfânt. Spune că i-au început cu bătrânii care erau înaintea templului. Și, dragii mei, citind aceste versete, e un adevăr, dar e și dureros. Spune că ceea ce a văzut profetul Ezechiel aici
este timpul sfârșitului. Atunci când are loc sigilarea și spune că cei care gem și suspină din cauza păcatelor care sunt în biserică, spune că vor fi sigilați, îngerul cu călimara, și ceilalți spune că vine nimicitorul, cei cinci cu uneltele de nimicire și loviți. Și interesant, cu cine începe? Începe cu templu, cu biserica lui Dumnezeu, spune că începe cu templu Domnului. Și din templu Domnului începe cu bătrânii, cu cei care au răspundere înaintea lui Dumnezeu. Și atunci când știu ce trebuie să facă, nu fac. Și apoi spune că nimic. Și copii, și vecioare, și bătrâni, femei, spune că fiți fără milă. Ce diferență, dragii mei, este între poziția pe care a avut Iosua, știind după ce Acan a luat din lucrurile care erau date spre nimicire, el a mers să cucerească cetatea Ai, a fost nevoit ca să fugă dinaintea celor oameni, deși era o cetate mai mică, și Iosua a supărat, Doamne, de ce? Spune, cum de ce? Pentru că voi ați călcat porunca Domnului și ați luat din lucrurile date spre nimicire. Spune că ia și studiază, vezi, cine a fost acei oameni și caută-i. Și spune că a tras la sorți și a venit, a ajuns până la Acan. Spune că Iosua a avut înțelepciune și a încercat să-l convingă pe Acan ca să mărturisească el păcatul, pentru ca să nu fie învinuiți cei din conducere că urmau să pedepsească un om nevinovat. Acan a mărturisit și apoi știm care a fost rezultatul mărturisirii tale. Și spune că Acan, și uneori m-am gândit și vorbeam cu prietenul meu și zic, măi, zic, cum este? Și când a fost dată spre nimicire cetatea Ierihonului, a fost dată totul din cetate spre nimicire? Ce spuneți? Fără Rahab. Fără Rahab, da. Și în rest, totul era dat spre nimicire? Cum spuneți? Cum știți? Totul? Cine mai știe? Familia lui Rahab. Deci tot ce era acolo. Așa și eu știam mult timp, dar apoi citind, mai zic, nu, a fost chiar așa. Spune că a fost dată totul, mai puțin aurul, argintul și arama. Lucrurile astea spune că nu erau date spre nimicire. Exact. Când uneori mă gândeam, măi, acum decât aruncat acolo în praf, păi care e problema că l-a luat Acan? Nu, dragii mei. Spune că argintul, aurul și arama, toate erau, trebuie să fie, treacă în tezaurul Domnului. Spune că în acea luptă, poporul Israel nu trebuie să dea nici o lovitură. Spune că cetatea, toată victoria a fost a Domnului. Ca poporul să nu poată să pretindă prada de război, Domnul a luptat, Domnul a nimicit totul și atunci prada de război, aurul, argintul și arama, urma să treacă în tezaurul Domnului. Și spune că Acan, nu numai că a luat, că dacă l-a dat spre nimicire, lua, dar spune că l-a furat și a fost un om prefăcut. Și spune că nu numai că a furat, spune că el a furat din tezaurul Domnului. Mai dragii mei, citeam, noi știm așa că, mă, hoțul e tot hoț. Măi, nu chiar așa. Hoțul nu e tot hoț. Spune Spiritul Profetic, așa, așa. Un om, sunt hoț, ies, mi-are un om și fură dintr-o bancă. Spune că un om care fură de la un sărac este mult mai rău decât un hoț, care fură dintr-o bancă sau fură dintr-un magazin sau altceva. Și ca să fur de la un sărac e bine. Mă înțeleg cu el că, măi, îți dau 60 de lei pe zi și când dau plata îi dau numai 55. Și încep să găsesc, păi n-ai munci, păi ai stat o jumătate de oră și încep să găsesc motive. Și l-a furat de 5 lei. Dar spune că ești mult mai rău atunci decât un hoț. De ce? Pentru că atunci când iei de la un om care nu are, un om care nu se poate apăra, spune că nu numai în tine spiritul de hoție, este și este alt spirit, un spirit de răutate, de lăcomie. Și apoi când furi din tezaurul Domnului, lucrul acesta este mult mai urât. Zecimea, să,
să nu dai zecimea, să furi din zecime. Merge. Nu merge, dragii mei. Poți să furi oriunde ai fura, dar ca să nu, nu merge. Spune tot în cuvântul inspirat, găseam în niște citate, de bogatul care i-a rodit țarina. Și uneori așa parcă și acest lucru parcă îl înțelegeai și nu prea îl înțelegeai, că nu prea vedeam aici dreptatea lui Dumnezeu. Spune că i-a rodit țarina și spune, suflete, acum pe când trăiești bine, spune că a murit. Și nu mi se prea în regulă că acum Domnul nostru mi-a dat câțiva ani din viață să mai trăiască, să-i dea un pic de har să moară. Cuvântul inspirat spune așa, omul acela care s-a îmbogățit de nu mai avea un să pună roadele, s-a îmbogățit pentru că n-a dat zecime și daruri la templu. Și așa s-a îmbogățit omul. Vedeți, dragii mei, cuvântul inspirat, Biblia, la fiecare lucru își are explicația. Și să fiu și în situație ca să încerc să înșel pe Domnul cu darul și zecimile. Eleuai spune că a văzut în viziune, spune că mulți dintre membrii îs înșusesc pentru folosul său personal mijloacele pe care Domnul le rezervase pentru tezaurul său. Spune că ei se prefac și rețin dreptul său și nu știu că sărăcia va veni peste ei. Ei nu știu că făcând astfel, întunericul și sărăcia va veni asupra lor și ei, asupra comunității. Cei care sunt slujbați în biserică trebuie să mustre și să desopere păcatele aduse care aduc întuneric asupra comunității. Dar întotdeauna spune că trebuie să facă aceasta cu iubire, cu milă, dar și cu un spirit de dreptate și de mustrare. Unde mai sunt, dragii mei, unde mai sunt farisei noștri, poate de altă dată, sau păstorii noștri care vin acasă la tine în vizită când greșești și te mustră, sau că te mustră, că primești mustrarea, dar să auzi o mustrare din gura unui pastor care te vizitează, dar să auzi că o face cu milă, cu iubire și cu dreptate. E mare lucru. Nu se auzim, că nu mai vedem nici, dacă îi chem la masă nu mai vin, dar păi să vie când ești, când ai probleme. Spune că de multe ori felul nostru de mărturisire spune că este ca și a lui Acan. Că și Acan a mărturisit. A mărturisit. Chiar uneori îmi puneam întrebarea, de ce mai a fost Acan omorât dacă el a mărturisit? Spune că mărturisește și el și-a mărturisit păcatul. Spune că da, a mărturisit, dar a mărturisit prea târziu. Și atunci când este prea târziu, e prea târziu. Și de multe ori spune că așa facem și noi. Avem păcate ascunse și în momentul în care Dumnezeu nu le mai suportă și le descoperă, venim și noi înaintea bisericii și mărturisim păcatul. Atunci n-are rost să mai mărturisești, că este prea târziu și pedeapsa lui Dumnezeu și pedeapsa comunității trebuie să fie peste acel om, pentru că în momentul în care Dumnezeu descoperă păcatul, deja este un păcat public. Și atunci, fiind un păcat public, biserica trebuie să ia măsuri împotriva mea, pentru că am făcut de râs numele lui Dumnezeu. Când păcatul este un păcat ascuns, dacă îl mărturisești și îl părăsești, este cu totul altceva. Să dea Dumnezeu ca nimeni din toți cei de aici să nu venim înaintea lui Dumnezeu când este prea târziu. Că aceasta nu mai depinde nici de noi și nici chiar de Dumnezeu când este prea târziu. Și vorbeam azi cu un prieten, spune, măi, în toate lucrurile astea spune că este alegerea omului. Noi alegem, dragii mei. Noi alegem ceea ce facem cu viața noastră. Domnul Iisus Hristos, a făcut tot ce a putut. A dat pe singurul Său Fiu ca să moară pentru păcatele noastre. Dar noi ce alegem? Alegem ca să fim iertați prin jertfa Lui sau venim la El prea târziu? Amin.
Iubiții mei, în numele Domnului Iisus încheiem serviciul divin cu cântarea numărul 172. Mai e har și pentru mine. Tatăl nostru bun și sfânt, care ești sus în ceruri, în numele scump al Domnului Iisus, ne închinăm înaintea Ta și cu această ocazie de seară și îți aducem mulțumirile noastre, Doamne, că și în această seară urechile noastre au auzit, ființa noastră au auzit lucruri de care de multe ori ne îngrozim, pentru că tot ceea ce aduce păcatul în lumea aceasta aduce și groază asupra sufletelor noastre. Îți mulțumim, Doamne, că încă mai avem har și putem să venim la Tine cu toate lipsurile noastre din caracter. Încă mai avem posibilitate, Doamne, ca să remediem tot ceea ce până acum n-am făcut. Ajută-ne, Te rugăm, să luăm aminte întotdeauna asupra cuvântului Tău, Doamne, și să dăm la o parte tot ce nu se unește cu voia Ta, Doamne, până nu este prea târziu. Ajută-ne prin puterea Duhului Sfânt, Doamne. Acolo unde noi putem, Te rugăm să intervii Tu. Îți mulțumim că încă ne iubești și ne porți de grijă. Ne predăm cu totul Ție și în această noapte, Doamne, în mâinile Tale. Îți mulțumim că Tu ai promis, Doamne, că întotdeauna vei fi cu noi și nu ne vei lăsa. Dacă nu vom da ascultare de tot ceea ce Tu ne înveți pe noi de câte ori, auzând din cuvântul Tău, Doamne, ajută-ne ca să luăm aminte la El, Doamne, și viața noastră să se unească cu gândurile și cu voia Ta. Îți mulțumim că ai fost cu noi și în seara aceasta. Rămână dragostea Ta cu noi. Te rugăm și pentru cei care n-au auzit cuvântul acesta din comunitatea noastră, din copiii noștri și din toți cei care n-au luat parte, lucrează Tu prin Duhul Sfânt asupra lor. Îți mulțumim că ne iubești. Te lăudăm, Părinte bun și sfânt, pe Tine, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt, care lucrează la mântuirea noastră.